Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile eveniment. Pentru început, vă invit să urmăriți titlurile ediției. Mai bine de 400 de polițiști din toate structurile vor fi la datorie în mini-vacanța de 1 decembrie. Joi, oamenii legii își vor desfășura activitatea cu precădere în zona lăcașurilor de cult, iar vineri, polițiștii își vor concentra atenția în zonele în care au loc evenimente dedicate Zilei Naționale. Și spitalele vor funcționa în mini-vacanța dedicată Zilei Naționale. Toate cele 7 unități medicale importante din județ vor avea liniile de gardă deschise. 1 decembrie nu vine doar cu straie de sărbătoare și parade militare, ci și cu restricții de trafic. Pentru a permite desfășurarea defilărilor în condiții de siguranță, mai multe artere ale orașului vor fi închise traficului. Luni se sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Momentul va fi marcat și la Sibiu. Copiii din centrele de ocrotire socială din subordinea DGASPC vor avea luni ocazia de a vizita grădina zoologică. Mai bine de 400 de polițiști din toate structurile vor fi la datorie în mini-vacanța de 1 decembrie. Joi, oamenii legii își vor desfășura activitatea cu precădere în zona lăcașurilor de cult, iar vineri își vor concentra atenția în zonele în care au loc evenimente dedicate Zilei Naționale. Din 30 noiembrie și până în 3 decembrie inclusiv vor fi la datorie în medie aproximativ 100 de polițiști în fiecare zi. Aceștia provin de la structurile de ordine publică, rutieră, transporturi, intervenție rapidă, investigarea criminalității sau arme. În această perioadă, un număr în medie zilnică de 110 polițiști vor acționa pe linia prevenirii oricăror fapte cu caracter antisocial menite să aducă prejudicii siguranței cetățeanului sau patrimoniului, bunurilor acestuia. Principalele coordonate ale prevenirii din această perioadă sunt prudența și cumpătarea. Vorbim despre prudență când ne referim îndeosebi la circulația rutieră, la conducătorii auto, dar și la pietoni, la prudența pe care trebuie să o manifestăm atunci când ne aflăm în locuri aglomerate, cum ar fi piețe, târguri sau orice alte zone de agrement, și vorbim despre cumpătare atunci când ne referim îndeosebi la consumul de alcool, care trebuie să fie făcut cu măsură, și, bineînțeles, la evitarea acelor discuții în contradictoriu cu persoane cunoscute, dar și necunoscute, în momentul în care am consumat un pahar de alcool. În cursul zilei de joi, oamenii legii vor viza cu precădere lăcașurile de cult și se vor îngriji de prevenirea faptelor antisociale. Efectivele poliției rutiere își vor desfășura activitatea pe principalele artere din zonele turistice, dar și pe traseele de acces către stațiuni și zone turistice. Și spitalele vor funcționa în mini-vacanța dedicată Zilei Naționale. Toate cele 7 unități medicale importante din județ vor avea liniile de gardă deschise. În perioada zilelor libere, datorate sărbătoririi Sfântului Andrei și a Zilei Naționale a României, toate cele 7 unități spitalicești din județul Sibiu vor avea deschise linii de gardă și vor acorda asistență medicală de urgență. Direcția de Sănătate Publică Sibiu va asigura de asemenea un serviciu de permanență unde se pot raporta eventuale nereguli privind sănătatea publică. Ghinioniștii care vor avea nevoie de ajutorul medicilor în mini-vacanța de 1 decembrie se pot adresa oricărei unități de primiri urgențe, de la Spitalul Județean, Spitalul de Pediatrie, Spitalul de Boni Pulmonare, Spitalul de Psihiatrie, Spitalul din Mediaș, cel din Agnita sau cel din Cisnădie. Cei care vor să apeleze la medicul de familie o pot face adresându-se centrelor de permanență din Sibiu, Săliște, Agnita și Avrig. Și cei de la ambulanță vor fi la datorie. Cei care trebuie să ridice rețete trebuie să știe că în municipiul Sibiu vor fi deschise farmaciile de pe Iorga, Mihai Viteazu, Constituției sau strada Cloșca din Mediaș. 1 decembrie nu vine doar cu straie de sărbătoare și parade militare, ci și cu restricții de trafic. Pentru a permite desfășurarea defilărilor în condiții de siguranță, mai multe artere ale orașului vor fi închise traficului. Comisia de Circulație a aprobat astăzi mai multe închideri de trafic pentru organizarea manifestărilor cu ocazia Zilei Naționale a României. Astfel, între orele 7 și 14, Bulevardul Colneriu Coposu, dar și strada Berăriei, vor fi închise. De asemenea, pentru itinerariul retragerii cu torțe, vor fi temporar mai multe restricții în trafic. Restricțiile pe cea mai circulată stradă din Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu, dar și pe mai multe dintre străduțele adiacente sunt impuse în 1 decembrie de la ora 7 dimineața și se mențin până în jurul orei 14, când se va încheia parada militară. Atenție, în acest interval orar și mijloacele de transport public vor circula cu program special și trasee modificate. Retragerea cu torțe presupune un traseu mult mai lung. Se va începe pe Bulevardul Victoriei, se va trece prin Piața Unirii,
se va urca pe Someșului și școala de înot, se va ieși în Nicolae Olahus pentru ca mai apoi să se continue cu bulevardul Mihai Viteazu, strada Nicolae Iorga, bulevardul Milea și strada Revoluției. Restricțiile temporare vor avea loc în intervalul 16:15-18. Luni se sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Momentul va fi marcat și la Sibiu. Copiii din centrele de ocrotire socială din subordinea DGASPC vor avea luni ocazia de a vizita grădina zoologică. În fiecare an din 1992, la data de 3 decembrie, se sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Această dată este marcată în încercarea de a sensibiliza opinia publică în ceea ce privește problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Poate una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă persoanele cu handicap este discriminarea. Puțini sunt cei care înțeleg că un om cu o dizabilitate este un om special, un om care depune efort dublu pentru a realiza ceva cu un alt om, fără nicio dizabilitate. Fără a întâmpina vreo problemă. Pentru a marca ziua dedicată persoanelor cu dizabilități la începutul săptămânii viitoare, copiii din centrele sibiene vor avea parte de o surpriză. 75 de copii cu dizabilități din centrele rezidențiale vor petrece Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități la grădina zoologică din Sibiu. Vizitatorii vor fi însoțiți de către personalul de specialitate din cadrul centrelor de la Sibiu. Participanții vor primi și câte o plasă cu dulciuri. De fapt, întreaga săptămână va fi dedicată centrelor în care își duc viața persoane cu dizabilități. Din 4 și până în 8 decembrie, la centrele rezidențiale pentru adulții cu dizabilități din subordinea DGASPC vor avea loc zilele porților deschise. În momentul de față, în evidențele DGASPC în tot județul sunt înregistrate aproximativ 16.000 de persoane cu handicap. Dintre acestea, aproape 800 sunt copii. Din totalul persoanelor cu dizabilități, 730 sunt adulți și 73 sunt copii instituționalizați. Marita, cel mai nou film românesc și primul lungmetraj din cariera regizorului Cristi Iftimie, va fi proiectat de 1 decembrie și la Sibiu la Teatrul Gong. Cei care ratează prima proiecție vor avea șansa de a viziona pelicula atât sâmbătă cât și duminică. Sărbătorim Ziua Națională cu premiera lungmetrajului Marița în regia lui Cristian Iftimie, cu Adrian Titieni și Alexandru Potocean, un road movie ce vorbește despre relația de familie a unui tânăr căsătorit. Filmul va fi proiectat de asemenea pe data de 2 și 3 decembrie. Marița, cea mai recentă producție românească, prezintă povestea unei familii ce, după multe încercări, se reîntregește în jurul mesei cu ocazia unei sărbători. Filmul, de o simplitate covârșitoare la o primă viziune, reprezintă în esență un șir de drame și acțiuni amuzante, ce înlănțuiesc practic fiecare personaj principal. Cine este Marița și care este destinul ei, însă nu vor putea afla decât cei care merg să vadă proiecția de la Teatrul Gong. Cei care ratează lansarea din 1 decembrie se pot delecta cu pelicula în seriile de sâmbătă sau duminică. Proiecțiile încep de la ora 19. Șomajul a stagnat la Sibiu. Pentru ultima lună a fost calculată o valoare de 2,47%. Numărul celor înscriși pe listele persoanelor fără un loc de muncă este sub 5.000. Sibiul este unul dintre județele cu cea mai mică rată a șomajului din întreaga țară. La momentul de față, în județul nostru sunt înregistrați mai puțin de 5.000 de șomeri. Cei mai mulți sunt bărbați. La sfârșitul lunii trecute erau înscriși în evidențele instituției noastre 4.880 șomeri, din care 2.136 femei, rata șomajului înregistrând valoarea de 2,47%. Statisticile AJOFM Sibiu arată că cei mai mulți șomeri, mai bine de 4.000, au doar studii primare, gimnaziale, cel mult profesionale. La polul opus se situează cei cu studii superioare. Pe acest segment, numărul celor care îngroașă rândurile șomerilor este puțin peste 280. Din punct de vedere al vârstei, cei mai mulți șomeri, aproape 1400, au între 40 și 50 de ani. Și e de înțeles. Pe de-o parte, angajatorii sunt reticenți în a angaja persoane aflate la acest prag, în ciuda beneficiilor pe care le oferă statul agenților economici, care se încumetă să încadreze în muncă persoane cu vârste de peste 40 de ani. Iar pe de altă parte, nici cei ajunși la această vârstă nu sunt dispuși să accepte orice loc de muncă sau orice salariu. Cei mai puțini șomeri, doar 354, au vârste cuprinse între 25 și 30 de ani. Percheziți în Cluj la persoanele bănuite de trafic de droguri. 4 bărbați au fost arestați. Polițiștii clujeni și procurorii de ICOT au efectuat 4 percheziții în județul Cluj la persoane bănuite de trafic de droguri. În urma perchezițiilor au fost ridicate comprimate de MDMA, comprimate de substanță psihoactivă, rezină de cannabis, amfetamină și doze de LSD. De asemenea, au fost ridicate cântare, ustensile de consum și telefoane mobile. Polițiștii au condus la audieri 39 de persoane. În urma acțiunilor, 4 bărbați au fost reținuți, iar ulterior arestați preventiv. Aceștia au vârste între 23 și
31 de ani și se fac vinovați de săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea de operațiuni ilicite cu substanțe susceptibile a avea proprietăți psihoactive. Peste 170 de polițiști vor veghea la siguranța publică vineri 1 decembrie la Alba Iulia. Aceștia vor fi prezenți în zona de desfășurare a manifestărilor publice, dar și pe principalele drumuri naționale și în punctele cu risc ridicat de accidente. Cu ocazia manifestărilor publice dedicate sărbătorii Zilei Naționale a României, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a luat măsuri pentru intensificarea acțiunilor, suplimentarea efectivelor de siguranță publică și prezența echipajelor de poliție rutieră în locurile în care urmează să se desfășoare manifestări publice și în special în municipiul Alba Iulia. În acest sens, vineri 1 decembrie, pe lângă dispozitivul curent, Inspectoratul de Poliție Județean Alba va acționa cu 172 de polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale și alte formațiuni care vor folosi 40 de mijloace auto în dispozitive mixte de ordine și siguranță publică. Pe căile de acces din zona de desfășurare a manifestărilor, pe principalele drumuri naționale, în punctele cu risc ridicat de accidente și la orele cu trafic intens, va fi asigurată prezența activă a polițiștilor rutieri pentru fluidizarea traficului rutier și pietonal și pentru restricționarea ori devierea circulației dacă situația o va impune. Polițiștii din Mureș au declanșat acțiunea foc de artificii. Până în 5 ianuarie, oamenii legii vor efectua acțiuni și controle în zona piețelor, târgurilor și centrelor comerciale. Poliția mureșeană continuă și în acest an acțiunea națională Foc de Artificii pentru verificarea legalității operațiunilor cu articole pirotehnice desfășurate de persoanele fizice și juridice. Acțiunea a început în 21 noiembrie și se va încheia în 5 ianuarie 2018. Polițiștii mureșeni vor efectua acțiuni și controle atât la societățile comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice, cât și în zona piețelor, târgurilor sau centrelor comerciale. Poliția reamintește că este interzisă deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 și 4, a articolelor pirotehnice de scenă T1 și T2 și a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranță publică, securitate și pentru protecția mediului. Orice operațiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Reabilitarea podului Pasajul Cumpenei din Constanța va fi finalizată anul viitor. Deoarece lucrările începute în primăvară au fost sistate, primăria a demarat procedura de achiziție pentru lucrările suplimentare. Reabilitarea pasajului Cumpenei sau podului de la Butelii va fi finalizată conform termenului contractual, de asigurări primarul Constanței Decebal Făgădău, precizând totodată că promisiunea făcută constanțenilor va fi respectată. Edilul își dorește ca proiectul să se finalizeze într-o mare proporție înainte de începutul sezonului estival 2018. Lucrările la pod au debutat în primăvară, iar după o scurtă perioadă, reabilitarea a fost sistată după ce au fost găsite mai multe neconformități. Pentru ca primăria să dea ordinul de reîncepere a lucrărilor, este necesară finalizarea procedurii de achiziție pentru lucrările suplimentare. Ne propunem să lucrăm până la începutul sezonului estival și să finalizăm cât de mult se poate lucrarea. Ar fi bine ca după sezonul estival să rămână marcajele, montarea de parapeți, partea estetică. Partea de structură ne dorim să fie finalizată undeva până la 1 iunie 2018, a declarat Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța. Băieții de la Volta și Andra și-au unit vocile într-o melodie care ajunge direct la suflet, nu doar de ziua mea. Este o piesă cu un mesaj despre familie, fericire și lucrurile care contează cu adevărat în viață. Sunt beam în fiecare cadru, mereu color, nimic al negru. Păcat că nu mai e așa. Piesa este compusă de către Voltaj împreună cu Silviu Păduraru, iar videoclipul, o poveste cinematografică emoționantă, este realizat de Roman Burlaca. Am încercat să descriem o realitate tristă, prezentă în foarte multe familii. De multe ori, din cauza problemelor financiare sau din alte motive, apar tensiuni și certuri între părinți, dar și între părinți și copii. Fiecare avem nevoie de celălalt, chiar dacă de cele mai multe ori afirmăm contrariul.
părinții sunt obosiți de problemele de zi cu zi, își pierd mai ușor răbdarea atât în cuplu cât și în relația cu copiii, spune Călin Goia de la Voltaj. Piesa nu ar fi fost completă fără o voce feminină excepțională, iar Andra a fost cea mai potrivită pentru un astfel de proiect. Pentru că familia este pe primul plan în viața ei, artistei i-a plăcut mesajul și a acceptat să se alăture trupei Voltaj. Acasă ar trebui să fie locul în care te simți cel mai bine, în siguranță. Dacă nu este așa, vorbim de o tragedie, mai ales dacă un copil resimte asta. Mesajul piesei Nu doar de ziua mea este despre nevoia acestui sentiment de iubire, siguranță, apartenență. Fiecare copil merită un cămin adevărat. Acum că vin sărbătorile, e cu atât mai important să ne amintim ce contează și să ajutăm oamenii care au nevoie de noi, a spus Andra. Vreau mama să nu fim la cuțite, vreau tată să ne aud uștrântite și aș vrea să fie așa. Anca Țurcașiu are o siluetă de invidiat și are un mic truc la care recurge. Există o legume care nu-i lipsește de la nicio masă în nicio zi. Cântăreață și actriță, Anca Țurcașiu este admirată pentru felul în care arată la 47 de ani. Are o siluetă de vis și se simte incredibil de bine. Senzuala artistă este căsătorită cu medicul stomatolog Cristian Georgescu, pe care l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani. Din mariajul lor a rezultat un băiat, Radu. Admirată de toată lumea pentru felul în care arată, Anca Țurcașiu a dezvăluit unul dintre trucurile ei. Aceasta are în meniul ei în fiecare zi ardei iuți și nu mănâncă doar unul, ci câte 6-7 pe zi. Cineva mi-a spus odată că trăim mai mult dacă peste 50% din ce ai în farfurie este verde. Mănânc ardei iuți în fiecare zi, vreo 6-7. Îmi plac. Am făcut crescătorie de ardei iuți, aducând semințe și ardei iuți de prin Asia, a spus Anca Țurcașiu. Acestea au fost știrile, vă reamintim, dacă surprindeți evenimente ce pot deveni știri, trimiteți imagini și informații la adresa de e-mail știri@evenimentsibiu.ro. Sunt Carmen Bădilă și vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi și cu programele noastre, pe curând!